Decizia de înghețare a Ligii Florilor permite cluburilor de pe prima scenă a handbalului feminin românesc să demareze discuțiile pentru întărirea loturilor. Conducerea CSM Slatina a reușit deja să aducă la echipă două jucătoare. Primul transfer a fost cel al Larisei Tamaș. Tamaș și Larisa, din punctul meu de vedere, poate juca orice la linia de 9 metri. Din păcate, ea în ultimul an la Baia Mare a jucat mai puțin. A folosit-o mai mult în apărare și în atac foarte puțin, însă eu o cunosc de pe vremea când juca la Constanța, adică de foarte mult timp. A avut un campionate foarte bune pentru Zalău. La Brașov a fost accidentată o bună perioadă de timp și la fel nu și-a făcut simțită prezența, însă eu am încredere în ea și sper să repete sezoanele pe care le-a făcut la Zalău. Reprezentanții clubului slătinean au anunțat astăzi că au ajuns la înțelegere și cu Mirela Mădălina Pașca. Ea a jucat în ultimul sezon la Măgura Cisnădie. Conducerea clubului slătinean a anunțat că nucleul de bază al echipei rămâne același și va continua să joace pentru CSM și în sezonul viitor. Jucătoarele și-au reînnoit contractele cu echipa antrenată de Victorina Bora pentru al patrulea an consecutiv. Sperăm în zilele următoare să materializeze, să putem să aducem la cunoștință și faptul că am mai semnat cu alte jucătoare. Probabil că va fi un lot de 16 jucătoare. Asta ne dorim, asta ne gândim. CSM Slatina s-a despărțit după întreruperea campionatului național de Alexandra Andrei, Iulia Andrei, Daniela Șchiopu, Daniela Corban și Ana Dulgheriu. În locul lor urmează să fie aduse în perioada următoare noi jucătoare. După întregirea lotului, se va stabili data la care jucătoarele vor relua pregătirile pentru noul sezon, programat să debuteze la finele lunii august.